Angajații Romag Termo se plâng că nu și-au primit salariile și că societatea se află într-o situație dramatică din cauza datoriilor exagerate. Lipsesc echipamentele, iar cărbunele necesar funcționării este insuficient. Oamenii spun că se tem că vor fi aruncați în stradă. Sindicaliștii Romag Termo spun că singurul care le apăra interesele era administratorul special Dănuț Andrușca, înlocuit de minister cu Viorel Marian, fost director al Termoelectrica. Primul rând cu locurile de muncă, să vedem ce facem, să hotărească. Nu suntem siguri. Astăzi suntem, mâine nu suntem. Pentru salariile care nu se dau la timp, pentru condițiile care sunt de muncă, pentru că nu mai avem practic materiale și tot ce trebuie pentru buna funcționare. Viitorul regiei nu-l știm care va fi în continuare. Au început cu jumătăți de măsură al salariilor, cu bonurile de masă de vreo două luni neluate și este o incertitudine. Am pierdut toată speranța. Suntem depășiți de situație. Ne așteptăm la faliment ce mai. La momentul intrării în insolvență, în septembrie 2013, nivelul total al datoriilor RAN era de 680 de milioane de lei, iar în perioada insolvenței s-au mai acumulat datorii suplimentare de 70 de milioane de lei.